recomandăm clienților, nu, să-și aducă management profesionist, să aducă consultanți financiari dacă au nevoie. Banca nu se poate elija și nu poate avea acest rol de a suplini managementul financiar. Dar partea pozitivă este că din ce în ce mai mulți clienți realizează acest lucru și observăm o profesionalizare crescută a mediului economic. Modelul de business al băncii este să fim foarte aproape de clienți. E de care avem și avantajul structurii foarte variate. La un moment dat cineva mă întreba că suntem în fiecare stat din România. Nu suntem în fiecare stat din România, dar suntem foarte mult prezenți în teritoriu. Din punctul nostru de vedere, la Steven, selecția clienților este cea mai importantă. Selecția clienților înseamnă și când vorbim de credit, și am vorbit de management și aș vrea să introduc aici și acționariatul care cred că Ciprian a menționat, acționarul și mai ales în România, unde acționarul de multe companii sunt antreprenoriale, acționarul este foarte implicat în management, este extrem de important. Situația financiară este și prospectele în viitor a evoluției financiare a clientului reprezintă un element extrem de important. Noi cred că facem o selecție și ne uităm din absolut toate punctele de vedere. Dar în mod cert, sunt foarte multe business-uri care trebuie să se reinventeze. Inclusiv business-ul bancar, care business. Pentru că nu se mai pot face afaceri cum s-au făcut până acum câțiva ani. Nu mai merge de la sine.